Salutare! Astăzi voi face ceva ce am așteptat să fac de mult timp, dar nu am reușit și e o piesă care e destul de scumpă. Mă rog, și am găsit una pe net la un preț foarte bun și am zis că hai să o fac și pe asta. Este vorba despre geamul dublu laminat. Da, nu este de B6, este de B7. Într-adevăr, au avut acea opțiune pe mașină. Ce înseamnă dublu laminat? Adică este vorba de un geam care arată ca un sandwich, are două părți de sticlă și una în interior, miezul laminat. Așa arată față de cel normal. Ca și grosime e la fel de gros, dar are niște proprietăți foarte bune acustice, adică în sensul că nu se mai aude zgomotul de afară atât de mult. Și e un pic și mai rezistent la ciobiri, la efracții și alte nebunii. Am crezut prima dată că nu se va potrivi pe mașina mea, dar am vorbit acum ceva timp, cred că acum 3 ani de zile, cu Victor de la BVA Garage și mi-a spus că se potrivește la fix, nu e niciun fel de problemă, nu e greu, nu obosește macaraua, așa că de atunci tot m-am gândit la așa ceva. Dar nou era undeva la 700 de lei, acum cu toate prețurile crescute a ajuns la 1000 de lei unul, așa că două geamuri un pic cam mult. Și l-am găsit pe acesta pe net întâmplător, l-am prins chiar foarte bun, foarte, foarte bun. Dar problema e că e doar cel din dreapta de la pasager, așa că voi căuta să găsesc unul și pentru mine, nu? De ce nu? Dar hai să vă arăt cum se montează. Și da, ați văzut bine nefericirea. A început un pic de aici, dar e cam pe aici, pe aici. Aici e cel mai urât. Aici și aici. Am să o las așa, n-am să spun ce s-a întâmplat. Ce pot să spun e că nu e vina mea, dar e ok. Oricum, mașinuța va intra în curând la vopsit, pentru că am și probleme cu rugina la aripi și, mă rog, semne de îmbătrânire, dar o vom face frumos în curând. Dar înainte de a pune geamul, am să vă arăt ce lucruri am mai schimbat eu. Acestea sunt chedrele, mă rog, lamelele acestea care se montează aici la geam. Sunt de B7. Diferența între ele este că în partea aceasta aici, față de cele de B6, e ca această garnitură care închide destul de bine pe la colțuri, un pic mai bine, adică nu e o diferență foarte mare, dar nu mai lasă nici apa să pătrundă și sunt mai bine lucrate față de cele, așa, să vă faceți o idee. Sunt un pic mai bine lucrate față de cele de B6, așa că l-am găsit întâmplător căutând alte piese. Așa se vede mai bine. Și am ales să le schimb și pe acestea, de ce nu? Logic, primul pas este să se dea jos fața de ușă, iar în partea aceasta sunt două capace, o dată aici și o dată aici, unde se văd șuruburile de prindere ale geamului. Ideea e că puneți contactul, reglați macaraua geamului, adică o coborâți sus-jos încât să ajungă la găurile respective și apoi aveți acces să desfaceți clemele care țin geamul. Ele se deschid exact invers, adică dacă vrei să le strângi, slăbești șurubul, adică invers față de cum ar fi normal și trebuie să folosești această cheie tubulară de, acum focalizează, de 4 mm. Deci aici în față, slăbit ușor, după care vor ieși, e vorba de o clemă care cam așa strânge geamul. Deci vei pune geamul pe brațul respectiv, două chestii de cauciuc, să văd dacă le și vedem, acolo se văd, un acolo și un acolo, după care trebuie strânse. Bun, și cam asta e ideea. Odată montat, va trebui să ții apăsat de butonul de la deschis în jos până merge geamul complet jos, după care îi dai drumul, să faci chestia și după aia ridicat,
să faci chestia asta de 3 ori ca să-l calibrezi, cum ar fi, ca să știe până unde să coboară și până unde să urce. Și da, cam asta e. Revin cu câteva păreri după ce voi da o tură să văd dacă e vreo schimbare sau nu. Am făcut și o probă de drum, să văd zgomotul cum se aude, dacă e mai diminuat sau nu. Și este o diferență, într-adevăr. Mai mult de atât nu prea am ce să-i fac, dar e mai silențios. Se vede o diferență. Și plus că e tratat mult mai bine pentru UV, pentru refracție, ce v-am spus eu, avantajele de la geam. Nu v-am spus cum se numește geamul, dacă sunteți curioși să-l căutați sau nu. E produs de către Saint-Gobain, Securit este seria. Nu cred că sunt mai multe variante, cred că e una singură. Și la prețul cu care l-am luat eu, chiar merită upgrade-ul ăsta, să zic așa. Dacă cumva găsiți și voi, vi-l recomand să-l luați. Să-l iau nou, nu cred că merită prea mult diferența. Nu e la fel de groasă, nu e la fel de gros ca și cele vechi de pe Mercedes S-Class, care erau așa cât un deget, încât simțeai efectiv acea diferență, dar este o îmbunătățire oricum față de cel normal. Am să văd și Ioana dacă simte vreo diferență când o să stea și ea pe locul ăsta, dar eu zic că e o îmbunătățire. Bine, dragilor, mulțumesc că v-ați uitat până la final, sper că v-a fost de folos și chestia aceasta. Nu cred că mulți dintre voi știau sau, mă rog, au luat în considerare că poți să pui o sticlă de pe o seria 7, de pe B7 pe B6. Deci e aceeași ușă, aceeași ramă, totul e la fel, nu e niciun fel de problemă. Și cam asta a fost. Până la data viitoare, numai bine. Ciao.